Bun găsit tuturor, cel puțin oficial în spațiul public, conducerea liberală susține că mai sunt șanse ca premierul desemnat Nicolae Ciucă și cabinetul propus de acesta să adune voturile necesare în Parlament pentru susținerea sa ca o formulă de guvern minoritar. În spatele ușilor închise însă, liberalii fac alte calcule. În condițiile în care USR Plus și Partidul Social Democrat au anunțat clar că nu susțin o astfel de variantă de guvern minoritar, cei din conducerea liberală iau în calcul deja un alt nume de posibil premier în cazul în care, după ziua de miercuri, la votul plenului reunit, guvernul propus de Nicolae Ciucă va pica. Și sunt două variante de lucru. Fie, potrivit unor surse, se va veni din nou cu propunerea ca președintele partidului Florin Câțu să fie o nouă propunere de premier desemnat, fie vor lăsa celelalte partide să vină cu o astfel de soluție de premier la viitoarele consultări cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni. Ei susțin că în condițiile în care atât USR Plus cât și PSD nu votează o astfel de formulă, este de datoria lor să creeze o majoritate parlamentară pentru un guvern plin. Drept urmare, se anunță o bătălie, să spunem, de uzură, un război de uzură și complicat de altfel și de faptul că în interiorul PNL, tabăra pro-Orban adună aderenți, sunt deja 13 parlamentari liberali care au părăsit grupurile parlamentare ale acestui partid ca o formă de protest față de direcția în care merge în acest moment Partidul Național Liberal sub conducerea lui Florin Câțu.